Suntem cu domnul Alex Amoc. Bună seara, mă bucur foarte mult că ne-am reîntâlnit din nou, Valentin. Domnul Vasilescu, ar trebui să folosim întotdeauna persoana a doua plural, deși ne cunoaștem de peste 1000 de ani. Mi-am adus aminte de... La câta reîncarnare suntem amândoi? Oricum mai mult de a treia. Suntem mereu nemulțumiți de societățile în care aterizăm. Ăsta e progresul până la urmă, nu? Mi-am adus aminte de butada pe care vreau să spun aseară. Am întârziat și ieri. A lui Paulo Coelho. Mă aflu în căutarea propriului destin și toate stelele îmi sunt favorabile. Mă refeream la societatea noastră care va lua ființă astăzi, a scriitorilor danubieni. Este ceva cu totul inedit, oarecum original și o deschidere europeană extraordinară. Noi povesteam tot așa la un interviu la televiziune despre o expediție pe Dunăre cu ambarcațiune. La vară o facem sub egida scriitorilor danubieni din Turnul Severin și vom dona cărți în toate localitățile de pe malul Dunării și îi vom invita alături de noi în clubul nostru de un pic aiuriți. Da, adică dacă ești danubian, în ce măsură te simți scriitor danubian? Și ce înseamnă asta, de fapt? În mare măsură, într-o măsură imensă, pentru că m-am născut în zodia peștilor. Sunt un peștișor, nu un pește. Deci, elementul meu este apa. Mă mir cum mai ies pe uscat câteodată. Eu am un prieten care nu-i pește, dar elementul lui e tot apa, da. Pentru că este expert în apă. Da, apa și lichidele. O știință foarte interesantă, o enologie, știința vinurilor. E asta, da, lichid. Îți mulțumim mult de tot, Alex. Plăcere.